Salutare, dragii mei, și bine ați venit din nou în bucătăria mea! Bucătărește cu Rodica, ce mai faceți voi, cum mai sunteți, ce mai gătiți bun? Eu am astăzi pentru voi o rețetă foarte bună de fursecuri fragede gătite la tigaie. Este o rețetă foarte ușoară și fursecurile sunt delicioase. Deci, dragii mei, haideți să începem rețeta. Într-un bol vom pune 110 g de unt la temperatura camerei, un praf de sare, 50 de grame de zahăr și o linguriță pastă de vanilie sau esență de vanilie și amestecăm. Următorul pas, vom adăuga 180 de grame de făină și amestecăm. Iar acum vom împacheta aluatul în folie de plastic și o vom da la frigider pentru 30 de minute. A stat la frigider 30 de minute aluatul nostru. Acum vom întinde aluatul să nu fie nici prea gros, dar nici prea subțire. Iar acum partea cea mai distractivă. Vom tăia fursecurile. Vom tăia fursecurile în formă de inimioară, așa cum vedeți în imagine. Între timp vom încălzi și o tigaie la foc mediu, după care vom așeza fursecurile. Vom găti fursecurile aproximativ 10 minute pe ambele părți, adică 10 minute pe o parte și 10 pe cealaltă, până se rumenesc. Aici, la această rețetă, trebuie să fiți foarte atenți la foc. Acum vom învârti fursecurile și pe cealaltă parte și le vom lăsa să se rumenească. Și gata sunt fursecurile noastre! Acum le vom așeza pe un grătar să se răcească și vom continua până vom termina de gătit toate fursecurile. Între timp voi pregăti și glazura. Pentru glazură vom avea nevoie de 100 de grame de zahăr pudră, o linguriță pastă de frăguțe, o picătură de colorant roșu alimentar, puțin colorant negru și 2-3 lingurițe de lapte. Eu pun lapte de soia și amestecăm. Așa trebuie să arate glazura, să nu fie nici prea groasă, dar nici prea lichidă. Vom pune glazurile în puș și vom începe să decorăm fursecurile, așa cum vedeți în imagine. Această rețetă o dedic tuturor persoanelor care nu au cuptor. Am vrut să vă arăt că se pot face fursecuri foarte bune și fragede și fără cuptor. Am decorat câteva fursecuri cu glazură, așa cum vedeți în imagine, iar celelalte fursecuri le-am dat prin zahăr și scorțișoară.
Le vom da prin zahăr și gata sunt fursecurile noastre. Iar acum vă doresc spor la muncă! Sper să vă placă această rețetă și să o pregătiți. Cum ați observat, este o rețetă foarte simplă, fursecurile sunt foarte fragede și foarte bune. Trebuie să încercați această rețetă. Deci, dragii mei, dacă v-a plăcut această rețetă, vă invit să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like, să distribuiți și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună și numai bine, dragii mei! Pa, pa!